Scandal monstru la meciul FCSB-ului. Femeile fotbaliștilor s-ar fi bătut cu pumn și palme în toaleta de la loja VIP. Protagonistele scandalului de pe Național Arena ar fi Alina și Gabriela, soțiile jucătorilor Ovidiu Popescu și Mihai Pintili. Soțiile sportivilor i-ar fi aplicat o corecție fizică unei tinere. Tânăra agresată de cele două femei se spune că ar fi avut în urmă cu ceva timp o relație cu jucătorul Ovidiu Popescu. Se pare că imediat ce au văzut că presupusa amantă și-a făcut apariția în tribunele stadionului, cele două, Alina și Gabriela, soțiile sportivilor, ar fi pus la cale un plan de răzbunare. Au pândit momentul când Anda, presupusa amantă, s-ar fi dus la toaletă și ar fi acționat. Așadar, haideți să vedem și ce spune tânăra despre incident. Ce s-a întâmplat? Am fost agresată de soția unuia dintre fotbaliștii de la FCSB. Care se cheamă? Ovidiu Popescu. Soția... Și soția lui Alina Popescu. Am avut o aventură cu el, ca să spun așa. Iar ea s-a răzbunat prin această agresiune fizică. M-a prins la baie, m-a luat pe surprindere, m-a tras de păr. Mi-am rupt unghiile în toată nebunia aia. Mi-a dat cu pumnul în față, mi-a spart buza. La cap, am lovit și am mers la spital și acum am venit să depun plângere pentru chestia asta. Nu mi se pare normal, într-adevăr, din punct de vedere moral. Am greșit și eu, dar... Și asta când s-a întâmplat? În pauza meciului, înainte de meci? În pauza meciului. Aseară. Prima repriză aseară, da. Aseară. Da. Și după incident aseară ai fost la poliție sau doar... Am venit doar la spital și am venit astăzi. Ați fost certificat la medicul legal? Da, am primit doar o scrisoare și o să merg la INMR ca să o aduc aici și o depun alături de dosar pentru declarație. Bun, și să fie și aici. Domnul Politic, ce-au spus? Urmează și să fie citată, este de dosar penal. Nu, mi-au zis că să nu mă gândesc că să ajung în închisoare, dar probabil o să primească de ceva, o să se caute. M-a sunat și astăzi când e cunoscut ea, m-a amenințat că data viitoare o să vină cu foarfe ca să-mi taie părul. Am înregistrarea, am arătat-o și poliției, mi-au zis să o țin pentru probe. Noi am încercat să luăm legătura și cu Alina Popescu pentru un drept la replică, bineînțeles, dar... Din păcate, soția fotbalistului Ovidiu Popescu nu a putut fi contactată până în acest moment.